Calificată de mult timp în prima fază a play-off-ului Ligii a treia de fotbal, Corvinul Hunedoara își continuă seria invincibilității, câștigând cu 2-0 deplasarea de la 8-a clasată Avântul Reghin. Cu primul loc asigurat deja în seria a noua, Corvinul va juca în penultima etapă a sezonului regular, sâmbătă 19 martie de la ora 15 pe teren propriu, cu a treia clasată Unirea Ungheni și ea calificată în play-off. În seria a șaptea, CSMD va câștiga derbiul județean cu ultima clasată Aurul Brad cu scorul de 2-1 și și-a asigurat prezența în play-off. Ștefan Nanu, antrenorul Devenilor, s-a arătat nemulțumit de calitatea terenului de la Orăștie, unde s-a jucat meciul, dar și-a felicitat elevii pentru victorie. Fostul internațional își dorește ca echipa sa să își păstreze poziția secundă și la finalul primei părți a play-off-ului, lucru care ar permite Devenilor accederea în barajul de promovare pentru Liga Secundă. Ce pot să vă spun, inamicul numărul 1 care a fost tras pentru noi a fost acest teren. Insecrabil. Pur și simplu, având o echipă care avem posesie foarte bună, venim cu foarte multe șanse după margine, creăm foarte multe ocazii. Azi, inamicul numărul 1 a fost terenul, pentru că noi am putut să facem o posesie. N-am putut să dăm, în momentul când vreți de la poartă, să vrea bani TV, bani în genunchi. Țin să felicit în primul rând echipa, jucătorii, pentru că le-am și spus înainte de joc, mă interesează foarte mult, nu joc, mă interesează punctele, da? Drept dovadă am luat cele 3 puncte, suntem în grafic, îi felicit încă o dată pentru tot ceea ce au făcut azi, pentru efortul care au făcut și suntem în graficul care ne-am propus, locul 2. Etapa viitoare Deva va juca vineri 18 martie de la ora 15 la a 7-a clasată Progresul Ezeriș, iar Aurul Brad va evolua tot în deplasare la Viitorul Șimian, echipă de pe locul al 5-lea care mai speră la accederea în play-off. Partida urmând a avea loc sâmbătă 19 martie de la ora 15. A treia hunedoreană din serie, Jiul Petroșani, locul 6 și fără șanse de a intra în play-off, a câștigat cu 1-0 deplasarea de la penultima clasată Gilortul Târgu Cărbunești. În penultima etapă a sezonului regular, Jiul va juca acasă vineri 18 martie de la ora 15 cu a treia clasată Pandurii Târgu Jiu, formație care mai are nevoie de 3 puncte în 2 meciuri pentru a fi sigură de prezența în play-off.